Salutare toată lumea, bine v-am găsit fraților la un nou tutorial. Astăzi vă voi învăța cum să vă injectați Precision Cheese, deoarece m-ați întrebat foarte mulți în comentarii. Pentru cei ce nu știu ce este Precision Cheese, tot timpul mă încurc când zic numele ăsta, nu știu de ce. Este un cheat nou cu care eu am jucat și am făcut practic o colaborare cu băieții și încă am colaborarea. Deci o să vă prezint cum să injectați cheat-ul. Băieții îmi dau 10 milioane de euro pentru videoclipul ăsta, deci să știți că primesc foarte mulți bani dacă promovezi cheat-ul ăsta. Deci căutați aici Precision Cheese, fix așa căutați, da? Deci ăsta e site-ul, aveți și în descriere alături de cuponul meu de reducere, vă dă reducere de 1 euro sau ceva de genul și o să intrați pe acest site practic. Aici e și un video cu setări, cu chestii, trestii, vă arată setări, vă prezintă cheat-ul cum este, etc. Aici câteva chestii despre el și aici niște poze. Și aici o chestie super șmecheră, dar o să vă las pe voi să vă uitați la ea. Pentru că nu mă uit acum că vreau să vă prezint. Deci, ce trebuie voi să faceți? Vă duceți aici jos și dați sign up now, adică să vă înregistrați. După ce v-ați înregistrat, o să vă bage automat pe forum. Hai să mă loghez și eu cu contul meu și o să vă arate ceva de genul. Ce o să faceți voi? Vă nu o să vă arate download link și chestii de astea. O să vă arate doar shoutbox și buy link. Ăsta buy now aici. Nu o să fie chestia asta și asta aici. Mă rog, voi o să dați pe buy now și o să vă ducă la pagina asta. Și aici aveți practic prețurile. Dar aparent mie, dacă nu am cumpărat cheat-ul, nu mi arată prețurile. Why, man? Why? Adică da, eu am cumpărat cheat-ul deja, nu mai mi arată prețurile. Stați un pic. Să facem noi o schemă aici și așa. Am înțeles, nu mă lasă. Fac, mă rog. Deci vă o să vă arate aici în afară de hardware ID și donator, adică practic să donați 5 euro dacă vă place cheat-ul. O să vă mai arate. Prețul pentru o lună este de 6,99 euro și dacă băgați cuponul meu de reducere o să fie 5,99 euro. Adică dacă scrieți așa aici, Raul 2K și dați apply, o să vă scadă 1 euro. Deci, uite. Users upgrades with coupons applied will show in red, vedeți? Deci, practic, aveți aici cupon value, vedeți și scrie aici câți euro vă dă reducere, 1 euro, mă rog, voi o să cumpărați cheat-ul de aici, practic, vă duce pe PayPal, etc. După ce ați cumpărat cheat-ul o să vă apară exact ca la mine, aici download cheat, mă rog, o să vă apară fix așa, voi dați pe download link și vă duceți pe download cheat aici și aici, mă rog, vă zice fiecare pas, ce trebuie să faceți, ce nu trebuie să faceți ca să vă meargă cheat-ul aici, în caz de nu aveți chestiile astea instalate, să le instalați. Eu le am deja instalate. Și dați download aici. Practic o să vă downloadeți o chestie de genul, mă rog, nu o să se numească fix ca la mine, poate o să se numească altcumva. Dați aici show in folder și e aici chestia asta, da? Puteți să o puneți pe stick, de fapt mi se pare că e obligatoriu să o puneți pe stick, stați un pic. Mi se pare că și scrie aici că trebuie, da, uite, put client, vedeți, deci trebuie să puneți pe un stick, practic. Eu am stick-ul aici. Dați paste și copiați acest fișier în stick, mă rog, na, pui-mi, pe stick, nu un stick, nu, na, mă rog, v-ați prins voi. După aia dați RANAS administrator și Steam-ul trebuie să fie pornit cu RANAS administrator, altfel nu o să vă injecteze cheat-ul. Dați click dreapta, RANAS administrator, yes și acum așteptați, vedeți, vă arată aici frumos Precision Cheese chestii și imediat o să vă arate să vă logați. Sper că pe mine nu m-a logat direct, că vreau să vă arăt și vouă cum vă arată. Și ceea ce îmi place foarte mult, uitați, mă rog, mi-a băgat chestiile astea, vă n-o să vă fie, vă o să vă arate ceva de genul, dar eu nu mai, de fapt las că șterg, vă o să vă arate ceva de genul, vă băgați aici numele de pe forum și parola, presupun că nu trebuie să fie fix cum e pe forum, gen cu litere mari și mici, mă rog, dați pe remember me dacă vreți să fiți deja logați, aici mai ăsta, adică practic aici vă puteți reînnoi cheat-ul dacă va expira și dați acolo și vă logați pe forum. Și aici dacă v-ați uitat parola, mă rog, dați pe login. Și please wait, loading cheat. Acum voi trebuie să aveți deja CSU deschis. Dacă nu aveți CSU deschis, practic nu aveți ce să injectați. Deci intrăm în CSGO și o să așteptăm. Ok, după ce am intrat în CSGO, o să pornim din nou pentru că nu s-a injectat. Trebuie să dați RANAS administrator, yes. Trebuie să aveți și CSGO-ul pornit în același timp. Dacă nu aveți CSGO pornit, nu o să vă injecteze nimic. Poți o să zică că se injectează, dar nu o să se injecteze. Mai dăm o dată pe loader, așteptăm, se încarcă destul de rapid, adică n-aștepți nu știu cât timp. Da, na, pui-mi. Dați aici pe login, deci vă băgați datele, remember me, login și așteptăm. Cred că o să-mi zică building sau, nu, dacă nu l-am injectat, nu o să mai îmi zică chestia aia, ok. Și practic în momentul ăsta vă o să vi se închidă CS-ul, sper să nu mi se dea microfonul în maxim. Mă rog, vă o să vi se închidă CS-ul și o să vă pornească foarte
șmecher, o să vedeți, o să aibă și un loading screen ca lumea. Acum o să vedeți. Uitați, dați un pic, cred că... Mi se dăduse microfonul în blană, deci așa o să vă arate. Aici zice că v-a dat load la config, dacă aveți un config. Dacă nu aveți niciun config salvat, nu o să vă dea load. Și practic mi-a și injectat configul meu de legit automat. Stați o secundă să-mi activez consola, că ăsta este cont nou, volume 0.1, perfect. Și acum haideți să intrăm într-un meci de deathmatch, zic și eu, nu? Ia-ți un pic, volume 0.05, mă deranjează, frate. Și da, meniul nu-l puteți porni de pe insert, home sau alte taste. O să vă arăt în meci, deci doar în meci puteți să-l porniți meniul. Dar este o chestie super șmecheră și super originală făcut. O să vă arăt imediat oricum, e foarte șmecheră chestia. Oricum mie mi-a plăcut, eu m-am îndrăgostit efectiv de cheat-ul ăsta când l-am văzut cât de fain e făcut. Și vreau să vă anunț că nu este un cheat pentru HVH, deci dacă vi luați, nu este un cheat pentru hack versus hack. Puteți să dați rage, dar nu are spin-boot sau alte chestii, pur și simplu îți dai aim-ul în FOV maxim, știți? Deci vi luați pentru legit cheat-ul ăsta și nu pentru HVH, ca să mă înțelegeți, pentru că după aia poate unii cred că este pentru HVH și chestii de-astea și vi luați. Ok, deci așa este cheat-ul, așa arată cheat-ul. Practic, e activat ul ăsta super șmecher din prima, dar oricum voi vă puteți face setări. Practic, acum voi o să vă întreb, practic, deci zic de așa de multe ori practic. Nu e ok, mă rog. Probabil voi o să vă întrebați cum pornim meniul. Ei bine, dăm pe ESC și vă duceți aici în dreapta. Și în dreapta aici vă arată toate setările. Și de aici puteți să selectați combat, visual, setări. Haideți să dezactivăm ul ăsta. Deci vedeți, am anul mai am activat și să activăm toate celelalte chestii, vedeți? Avem acum glow SP ca la celelalte cheat-uri. Numai că nu are, nu cred că are, ia stați o secundă, are și, ba, ar trebui să aibă. Loot SP ăsta este pentru Danger Zone. Adică cheat-ul ăsta e făcut recent, adică după ce s-a băgat Danger Zone-ul și e făcut și pentru Danger Zone, știți? Și hitmarker-ul ăsta e să vă arate așa când dăm hit, stați un pic că nu știu să vă explic. O să, adică scoate sunete când dați hit unui player. Vedeți? Scoate sunete de la și mi se pare că puteți să și setați ce sunet să scoate, nu mai știu exact. A, ba nu, nu cred că poți. Mă rog. Aici la skin changer, știți și voi ce face skin changer, aici selectați ce echipă, eu sunt la City, așa că o să la City, knife și băgăm un, ce să băgăm? Băgăm carambit, item quality vintage și autotronic. Și practic după ce am dat apply, avem carambit, aparent n-are skin, ok. Why man? Why no skin man? Man, why no skin? Man, hello? Ah, ba da, s-a pus skin-ul, stai că-s prost. Autotronic, hello? Ah, ba da, se pune, dar se pune mai greu, aparent. Și avem și schimbă, băieți, vă puteți pune la orice armă, adică vă duceți, stați un pic, hai spune PPP, sau nu, hai spune PP2000 skin, să zicem că na, P2000. Dăm aici la, nu la knife, mă, la weapon, căutăm P2000 și paint keep băgăm... Oceanic, să zicem. Și practic am pe 250 acum. Mama, a venit rusul. Stați un pic să mor, că acum hai, omoară-mă, frate. Nice. Pe 2000 practic și avem oceanic. Skin changer-ul e super maker. Visuals v-am arătat cum merge treaba. Hai să-mi activez din nou wall-ul. Mie îmi place foarte mult, foarte mult wall-ul ăsta. Arată super maker. Și ținta vă puteți activa. Ah, by the way, are țintă de asta ca la AWP-ul din GTA 5, ceea ce este o chestie super makeră. Din nou. Și are și extra zoom, adică vă puteți duce aici la visuals sau nu la visuals, unde era? Dați un pic că nu mai știu. A, la misc, scope for all și băgați scope level X9 și practic acum când dați scope, vedeți cât e de mare e zoom. Dați o secundă că aparent am murit. Vor să dea kick rusul, aparent vrea să dea kick la toți. Nice. Și haideți să vă arăt și cum merge aim-ul și rage-ul, că asta nu v-am prezentat. Deci dați la combat. Mie, configul mie e deja făcut. Haideți să zicem că vreau să dau rage, da? Deci nu are config de HVH, nu are chestii de-astea. Are doar aici rage mode. Și dacă dați pe on, practic v-a băgat configul de rage automat. Nu mai trebuie să faceți nimic decât să jucați. Adică, practic nici nu mă uit la ei și uitați cum iau. Vedeți? Nici nu m-am uitat la ei. Ia uitați-vă. Deci acum m-am uitat. Bă, bossule. Deci vedeți, nici mă uit la ei și iau. Practic, nu trebuie să-mi fac nicio setare. Acesta este un cei mai mult și pentru cei începători care nu știu să-și facă. Ia uitați-vă aici. Hăț, vedeți? Deci practic nu trebuie să-i fac nicio setare, dar doar dau acolo pe rage mode on și mi-a băgat rage-ul. Ok, nou scope nu prea vrea să le aparent, am înțeles, dar le-au cu dual beretas. Hăț, hăț. Deci puteți observa că rage-ul merge foarte ca lumea. Ok, haideți să-l dezactivăm să vă arăt și legit boot-ul, băgăm pe rifle. Vor să-mi dea kick aparent mie. Ok, very nice. Poate
Doamne mă, he's hack. Doamne mă, bă, Rusnak, învață și tu să scrii, frate. He's hack. Eu sunt hack, frate, da. Nice to meet you. Bă, deci mi... A, ok. Deci aparent puteți să puneți scopul și la M4. Dacă vă ajută cu ceva. Call of Duty Real Life Edition. Bă, ești prost. Bă, ești chiar se duce glonțul acolo unde trag. Bă, ești nebun. Bă. Bă, ești nebun. Ia să vedem. Bă, deci chiar se pune scopul, frate? Bă, ești prost. Am scop la Deagle, frate, ești nebun, ia. What the fuck, bă, ce tare, coaie. Bă, am scop la Deagle, bă. Eu acum văd, deci cred că scopul ăla pentru ea, stați un pic. A, bine, dar e prea mare. Ia stați o secundă. Bă, ești nebun, ia, 2x. Frate, uitați-vă, am scop, frate, la toate armele, ești nebun. Am și la cuțit? A, nu la cuțit, n-am, au făcut băieții șmecherie aici. Deci vedeți că am scop la toate armele. Nice, îmi place chestia asta. Mă rog, cam atât am vrut să vă prezint, bă, fraților. Dacă vreți să vă cumpărați site-ul, aveți un link în descriere alături de cuponul meu de reducere, care vă reduce 1 euro. Eu zic că este ok dacă vreți să-l băgați, dacă credeți că fac nu știu câte milioane de euro de pe urma voastră, nu-l băgați, oricum eu nu câștig niciun ban, doar că mă ajută și pe mine pentru că oamenii văd că eu le aduc clienți, știi? Și în baza de date lor le arată că i-au băgat codul Raul 2K și practic o să fie fericiți că le aduc și eu clienți, să zic așa. Deci eu nu primesc niciun ban de pe chestia asta. Nu mai ziceți, bă, frate, o, promovezi Unity, promovezi nu știu ce. Eu le-am scris la băieții de la Unity să îmi dea cheat-ul pe gratis să joc cu el și eu să-l promovez, pentru că nu mai aveam cu ce cheat să joc, pentru că mă lăsasem gen să fac cheat-ul meu, să nu mai updatez și chestia asta și n-aveam cu ce cheat să joc. Mă rog, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi un like dacă mai vreți tutoriale și să vă prezint și alte hack-uri, dați și voi un like și noi ne vedem data viitoare. Salut!